Previziunea nouă a lui Carmen Hara despre sfârșitul războiului, Putin într-o stare de nebunie. Carmen Hara susține că a avut o nouă previziune despre sfârșitul războiului și crede că ceva semnificativ se va întâmpla până într-o zi cu o semnificație importantă pentru credincioși. Sunt două scenarii despre război, prevăzute de celebra clarvăzătoare, care a vorbit și despre Vladimir Putin. Carmen Hara a făcut noi previziuni despre războiul din Ucraina și susține că va fi decisiv ce se va întâmpla până la sărbătoarea Buna Vestire, pe 25 martie, zi importantă pentru credincioși. Astfel, Carmen Hara crede că, până mâine, fie conflictul armat se aplanează în mod miraculos, fie escaladează în cel de-al treilea război mondial. Până de buna vestire ceva se întâmplă. Lucrurile sunt foarte tensionate și pe muchie de cuțit și lumea acționează pe emoții negative, pe spaimă și pe frică. Adevărul este că în acest moment există două posibilități: sau Rusia se asociază cu China și ei se simt atunci foarte puternici și nu le mai este frică de restul lumii, sau China nu va adera la această alianță cu Rusia, sub influența NATO, a Americii, deci China ar fi preferat să fie asociată Rusiei, nu NATO. Pericolul îl reprezintă, de fapt, China, este un pion important pe tabla de șah. Și poziția ei va determina dacă Putin se simte destul de puternic să atace restul lumii. El acum este într-o stare de nebunie dusă la maximum. Toată lumea pentru el este trădătoare. El din această bătălie iese înjunghiat. Plata vine și pentru el, iar următoarele zile sunt definitorii, a spus Carmen Hara la Antena 3.